Fotografie cu tata. Amintirea tatei trece prin antebraț. Se lasă în degete, cu furnicături peste ecusonul său de poștaș. Tata a fost poștaș în Itaca de la poalele dealului Măgura Fetii. Ducea pensii, scrisori, arar câte o vedere din orașe mari. Cel mai mult îi plăceau vederile. Se uita lung la fiecare, le mângâia, să simtă în podul palmei asprimea zidurilor istorice. Tata călătorea cu velocipedul. Înjura când se rupea lanțul ori se încurcau spițele, că se învârte roata în gol. Venea acasă seara plin de praf. Îi lustruiam pantofii, adunam praful în grămăjoare să păstrez din drumurile bătute de tata. Puteam să fac o măgura noastră din cât praf s-a strâns de pe pantofii lui. Toamna trecută, tata n-a mai înjurat velocipedul, cu toate că lanțul era rupt în trei locuri, spițele căzuseră jumătate. Nici de vorbit, n-a mai vorbit. Atunci mi-am făcut prima fotografie, călare pe velocipedul său, Carpați. Am vrut să-i fac una și tatei, dar i se schimbase culoarea, se lățiseră fălcile, din nări îi ieșau dopuri de vată. Nu e tata, am zis și m-am lăsat pe gubaș. A doua zi am cumpărat lanț nou, duzina de spițe, niște tenici din pânză, pantofii n-are cine mi-i lustrui. Volumul acesta a apărut la editura timișoreană Brumar. Este un volum plurilingv, scris în urma a 2 ani de muncă și creație și se numește Silueta unei melancolii de marți. Este o carte care s-a bucurat de un cuvânt înainte scris de domnul profesor universitar și critic literar Alexandru Cistelecan și căreia i-au apărut în prezent cronici în revista Ramuri, scrisă cronica de către domnișoara critic literar Gabriela Gheorghișor și de către domnul Geo Vasile în revista Argeș. Mărunțișuri. Aceasta este strada Tomis. Nu, a fost. Neanicu sifonarul da butelca de un chil cu 25 de bani. Punea în pahar o lingură de sirop, turna sifon, simțeai până în suflet răcoarea și aroma vișinelor. Iosif Jidanu, pentru căptușel, folosea numai mătase. Natural sil, pălăriile sale cu boruri înguste și boboci într-o parte făceau furori. Când le puneau pe cap, femeile călcau înțepat să semene cu madamele. Dacă ți se deșirau ciorapii, o apelai pe tanti Aglaie. Avea ace de cocleții fiecăruia, îi remaia și mai țineau un sezon cel puțin. Dar cea mai vestită, tot roza croitoreasa rămânea. Întreaga câmpie izlaz își făcea costume de paș la ea, pentru mâna de lucru ieftină. În plus, primea de la sorusa din America niște nasturi țâță de mâță. Unde au dispărut oamenii ăștia? Au plecat pe rând? Ori s-au înțeles să plece toți odată? Nu știu. Acum la Roza e Boti Salon cu programare. În casa jidanului Iosi s-a deschis o bancă. Îți dă repede bani. De plătit ajung ratele până la nepoți. Nici sifonărie nu mai este. Supermarketul are prigat, nectar, Cola Light, nu te răcorește nimic, precum siropul lui Neanicu, dar n-ai ce face. Întâlnirea cu literatura, în sensul asumării rolului literaturii în viața mea, cred că s-a produs în
momentul în care am venit ca elevă la Liceul Pedagogic din Craiova și am avut ca profesoară de română pe doamna Florescu Rodica. Dumnezeu mi-a trezit pasiunea, ca să spun așa, pentru literatură. Debutul literar a fost în revista liceului Năzuințe, unde am publicat primele mele poezii, unele dedicate copiilor, pentru că eram la secțiunea educatoare. Poate că vă amuză, dar să știți că primele versuri scrise, mi-amintesc de ele din gimnaziu și prefațam scrisorele de dragoste ale colegelor mele pentru diversi băieți. Le scriam versuri și păreau scrisorelele mai interesante. Un poem care s-ar fi vrut de dragoste. Te asortez cu un sentiment, cu ziua mea de naștere, cu ziua ta de naștere, o refracție a timpului în ecrane color, duplexul memoriei nelocuit, după prea dispărutele staruri. Iată mănușile acestui mâine, căptușite cu ierburi și cerbi, te rog, fără vânători, fără pușcă, fără mariaje în care moartea își face treaba exemplar. Eu, cu mâinile goale, împotriva unui sine deportat în Siberii vocale, tu, bipolar, într-o cancelarie a decepțiilor, facem casă din promisiuni la roșu, facem copii din vorbe la cald. Nu ne vor pretinde camera lor, nici jucării. Oricum urăsc păpușile murdare, păpușile cu capul spart și haine ferfenițite, dar mai ales urăsc vânzătoarele, acele femei cu picioare pornite din gât, amazoanele, pentru că tocmai am eșuat din cel mai frumos poem de dragoste și nimeni nu s-a prins. Eu nu sunt atât de sceptică, nici foarte optimistă nu pot să spun că sunt. Cred că există pentru fiecare generație, și acum mă gândesc la tinerii de azi, destui care să simtă nevoia să citească poezie, care să simtă nevoia să scrie ei înșiși, asta și dacă au doza de talent, doza de har cu care te înzestrează nu știu cine, poate Dumnezeu. Întâlnirea cu domnul Constantin Mepopa, Dumnezeu să-l ierte, distins critic literar, la care am ajuns trimisă de doamna mea profesoară de română cu primul manuscris al meu și într-un birou al dumnealui acolo l-am urmărit cum citea manuscrisul fără să pot să observ nimic pe față, dezamăgire sau bucurie sau mulțumire. Și atunci am avut niște emoții extraordinare. La final, când a terminat lectura, s-a ridicat și a spus și acum să mergem la domnul editor, manuscrisul trebuie să apară. Atât de sobru mi-a comunicat un adevăr în care a crezut până în ultimele clipe, și anume că eu aș avea ceva de spus în domeniul poeziei. Pentru mine, literatura și mai ales poezia înseamnă o terapie. Înseamnă modalitatea de a mă vindeca de cotidian, care uneori este extrem de neiertător. Literatura și poezia mă ajută să merg mai departe în viață. Decor. Paharul cu vin în care se scaldă întunericul. Camera cu patul nedesfăcut. Indecența durerii după pastila de extraveral. Pe sub gânduri, vietăți pluriforme. Cineva pune la cale o revoluție. De câte ori te îmbrățișezi, auzi cum trosnesc oasele singurătății, cum iese din decor aceeași replică. Doar tu decizi. Între ieri și azi, aroganța clipei devenite opiu. Injectează-te, lasă-te sedusă, mințită, intră în rol. Și de clovne este nevoie și de martiri. Vocile te vor însoți, așa cum cortegiul însoțește mortul numai până la buza gropii. Rămâi solidară cu tine, hai că poți,
Nici femeii care s-a născut bărbat, nici bărbatului care s-a născut femeie, nu le-a fost ușor să se ia în serios. Reinventează-ți normalitatea. Râzi. Plângi dacă e nevoie. Dar mai ales, iubește. Existența de acum e o hrană procesată la rece. Rafturi mereu pline și totuși, foamea, ca o cârtiță, sapă.